exemplu, de meniu este meniul tradițional românesc. Deci pe masa de Crăciun nu are voie să lipsească nimic, iar îngrășatul vine din cantitate. Deci nu există un lucru care îngrașă și altul care slăbește, diferența o face cantitatea. Adică dacă mâncăm aceleași preparate toate la o singură masă de 3 ori pe zi, sau invers, varianta de slăbit, în care respectivele preparate, adică eu știu, antreurile, apoi felul principal, apoi sarmalele, apoi friptura și cozonacul, le împărțim pe parcursul întregii zile, nu o să ne îngrășăm, dar altfel pe masa românului trebuie să fie prezente toate preparatele tradiționale și merită să facem mici ajustări. La salata de beof nu punem multă maioneză, la sarmale nu punem slănină din mereșut, friptura o mâncăm cu murături și iată, o să scăpăm și cu puține kilograme. Sau în varianta în care ne-am îngrășat, avem timp de la anul nou până la Crăciunul viitor să pierdem kilogramele în plus. Deci nu e o problemă dacă ieșim din sărbătorile de iarnă cu 2-3 kg în plus, pentru că e iarnă și organismul nostru știe să facă grăsime, pentru că, vezi, Doamne, trebuie să ne protejeze de frică.